După 11 ani de când eurodeputatul Doris Pec s-a implicat în realizarea poate a celui mai ambițios proiect al Universității Aurel Vlaicu la acea vreme, Institutul European, Senatul Universității a decis acordarea celei mai înalte distincții academice. Pentru noi este o bucurie și suntem chiar onorați că o avem invitată pe doamna Doris Pec, deputat în Parlamentul European din 1989. Deci de 25 de ani este deputat în Parlamentul European din partea Germaniei. Este o personalitate, să zic, excepțională. El la noi prezentă nu în calitate politică, ci pentru că vrem să-i aducem un omagiu, un elogiu, pentru faptul că în urmă cu 11 ani a contribuit în mod decisiv la realizarea Institutului European al universității noastre, se numește de fapt Europa Institut, sub patronajul Uniunii Europene, care a însemnat de fapt cartea noastră de vizită, intrarea noastră, să zic, sub cupola proiectelor europene. Doris Pec și-a dedicat o bună parte din activitatea ei parlamentară dezvoltării învățământului timpuriu și pe tot parcursul vieții pentru modernizarea învățământului. S-a implicat în realizarea programului Erasmus, dar și în cooperarea academică europeană. De-a lungul anilor a ocupat funcții de conducere în diverse acțiuni culturale, cum ar fi Fundația pentru Cooperare Culturală Franco-Germană, Târgul European de Carte pentru Copii și Tineret, Asociația Universităților Populare din regiunea Saharului. Da, la Universitatea Aurel Vlaicu se va oferi titlul de doctor honoris causa doamnei Doris Pec, care este o personalitate în Parlamentul European. Este o mândrie că universitatea noastră are ca și invitat pe doamna Doris Pec, deoarece dânsa promovează învățământul în Europa și este o personalitate care ne-a sprijinit întotdeauna începând din 2003, de când a fost pentru prima dată în universitatea noastră. Distinsă cu un premiu acordat de revista Parlamentului pentru implicarea sa în calitate de deputat în Parlamentul European, în domeniul tineretului și educației, Doris Pec a primit, printre altele, și premiul Asociației Europene a Circarilor. Pentru întreaga sa activitate deține la ora actuală o serie de distincții. Mâine, începând cu ora 10, conducerea Universității Aurel Vlaicu îi va înmâna titlul de doctor honoris causa al universității.